Antrenorul sucevean Adrian Chiruț n-a stat mult fără echipă după despărțirea de Gloria Buzău produsă la finalul anului trecut. Tehnicianul în vârstă de 39 de ani își va continua cariera tot în Liga Națională de Handbal Feminin la CSM Latina. După ce a lăsat formația buzoiană pe locul al doilea în clasament de această dată, Adrian Chiruț va fi îngrenat în lupta pentru evitarea retrogradării. Echipa din Slatina are o situație foarte grea în campionat, a acumulat doar 6 puncte în 15 meciuri și ocupă poziția 13 la o distanță de 4 puncte de Hambal Club Zaleu, clasată pe loc de baraj. Chiruț o înlocuiește pe banca tehnică la CSM Slatina pe Victorina Bora, care s-a aflat în această poziție aproape șapte. Ani. Antrenorul Sucevean a semnat contractul duminică, luni a condus prima ședință de pregătire, iar Miercuri va debuta abrupt în campionat, împotriva Rapidului București, formație proaspăt calificată în optimile Ligii Campionilor.